Am revenit în direct, stimați telespectatori. Iată că tema emisiunii noastre prinde către Rădăuțeni. Domnule director, emisiunea noastră și-a făcut efectul, să zic așa, după două luni de când așteptați acest contract cu racordul tehnic la ANL. S-a găsit. Asta e de bine pentru Rădăuțeni și iată că tot în urma emisiunii noastre încep și asfaltările în Rădăuț. Înseamnă chiar că avem un plus, așa să zic, datorită televiziunii și emisiunii noastre, Rădăuțenii au de câștigat. Un motiv pentru ca să urmărească Rădăuțenii acest post de televiziune, că poate mai reușim și alte probleme. Așa, să vedem, poate că încet încet vor ieși și celelalte contracte care încă zac acolo undeva pe un birou și cine știe când vor ieși la iveală. În această seară, două contracte pe Rădăuț, două contracte în sprijinul rădăuțenilor. Haideți, esențiale pentru Rădăuțeni. Esențiale. Bloc cu ANL plus plombările. Categoric. Deci, problema cu ANL-ul pentru toți telespectatorii care au ridicat aceste întrebări în seara asta, ANL-urile, dacă vi s-a semnat contractul deci pe care le așteptați de atâta timp, îi dați drumul și cât de repede urmează să se mute în noile case, da? Într-o lună de zile se rezolvă problema. Așadar, stimați de rădăuțeni care așteptați intrarea în noile case de la ANL, în o lună de zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, intrați în case, pentru că, iată, acest contract a ieșit de pe un birou ascuns și prăfuit, a plecat către servicii comunale și se pot începe lucrările acolo. Haideți să discutăm puțin despre ce se întâmplă în Consiliul Local din Rădăuți. Știm că primarul a rămas undeva cu trei consilieri care, să zicem că îl sprijină, îl ajută. Spuneți-mi dumneavoastră mai multe, că sunteți acolo în mijlocul lor zilnic. Da, într-adevăr, sunt în mijlocul Consiliului Local. După cum știți și ați văzut și dumneavoastră când, în general, Consiliul Local votează pentru cei în favoarea rădăuțenilor în buget sau alte hotărâri în favoarea rădăuțenilor votează. Ce nu, deci este o atenție maximă, se discută foarte mult pe marginea proiectului de hotărâre. Sunt trei, în tot timpul, trei voturi pentru, dacă sunt, și celelalte împotrivă, care, pentru proiecte care nu sunt în favoarea rădăuțenilor. Rest merge cam 100% votul. Dar problema este că, în general, pentru că domnul primar nu colaborează cu Consiliul Local, în mod normal, primăria este executiv și Consiliul Local este deliberativ. Consiliul Local este legiuitorul și el aprobă toate cheltuielile bugetare, investiții, practic, tot ce un primar, se face. Un primar depinde să... de Consiliul Local. Și... Vă dați seama, deci domnul primar a afirmat și public, cel puțin de vreo două ori am auzit eu în Consiliul Local, că nu va ține cont de părerile consilierilor și va face ceea ce crede numele de convință. Ceea ce a rezultat în urma acțiunilor domnului primar, ați văzut și dumneavoastră ce s-au arătat la televiziune și ați văzut rezultatele. În zonele principale arată bine, cum ați făcut un pas și vă spun eu, duminică am văzut cânta o fanfară în parcul din fața primăriei și la 50 de metri nu se văd copiii din Burenii. Deci ăsta e parcul din Rădăuț. Ce vreau să vă întreb, spuneți-mi care este părerea noastră referitoare la relația pe care o are primarul municipiului Rădăuț, membru al Partidului Democrat Liberal, cu președintele Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean și președintele, evident, al acestui partid chiar la nivel național. Eu sincer să vă spun că chiar urmăresc activitatea politică. Nu prea le-am văzut eu pe domnul primar în preajma domnului președinte Flutur. Mai mult l-am văzut pe domnul inspector general Carcaleti în preajma domnul președinte Flutur, în care la nivel de comunitate locală, eu zic că cu domnul Carcaleti este o relație de colaborare între, chiar pe linii de partid, între partide și tot absolut. Pe domnul primar nu prea l-am văzut în preajmă. De ce credeți că, având în vedere că sunt membrii ai aceluiași partid, ar trebui să se ajute mult, cu atât mai mult cu cât unul dintre ei conduce județul, iar altul conduce un oraș din același județ? Mă gândesc că ar merge altfel Rădăuțul dacă dânsii ar avea o relație, nu cum este între primar și Consiliul Local, ci cum ar fi normal să fie. Deci nu pot să mă pronunț eu în privința relației, că nu știu, n-am posibilitate să cunosc cum este relația. Dar pot să vă spun că din punct de vedere politic conduce domnul Carcaleti organizația la Rădăuț
Iar domnul primar este executiv și este primar PDL în funcțiune. Deci lucrurile se despart undeva. Uh-huh. Politic cu executivul. Cam asta este situația. Acum, ținând cont că amândouă persoane și-au anunțat din partea PDL-ului candidatura la primăria municipiului Rădăuț și ținând cont că nu poți fi decât un singur candidat, probabil că lupta... Unul dintre ei va trebui să... Unul dintre ei... La cum îl știți dumneavoastră pe primarul în funcție, credeți că renunță așa ușor la lupta pentru tronul primăriei? Nu, nu cred că renunț. Face sacrificii de orice natură, dar nu cred eu că renunț. Lupta cu domnul Olareanu va fi o luptă foarte grea. Și chiar deosebit de grea. Nu va fi ușoară ca să fie învins. Deci eu nu cred. Deci va apare, apelează la orice mijloace. Ca să... Chiar și neortodoxe, credeți? Chiar și. Eu vă spun că de 3 ani de zile minte în continuu. Deci le promite la rădăuțeni că dacă te uiți la televizor și asculti și promite, chiar unii chiar cred la doctor. Dar vă spun eu, deci nu se întâmplă nimic de ceea ce promite. Nu știu dacă din promisiunile, dacă luăm CD-urile la emisiuni care au fost difuzate pe posturi, diferite posturi de televiziune, nu mă refer numai la postul dumneavoastră, nu știu dacă are 5% din promisiuni respectate. Vă spun ceea ce e destul de... Procentajul e strigător la cer, da, având în vedere, da, că anul viitor va fi an electoral. Deci anul viitor va fi an electoral și avem pregătite casete cu toate promisiunile care le-au făcut la diferite posturi de televiziune. Și rădăuțenii o să tragă concluzia exactă ce a promis domn primar și ce a făcut. Spuneți-mi despre groapa de gunoi care am văzut-o, care am văzut-o în centru orașului. Cine ar fi răspunzător să strângă gunoaiele de acolo? Primăria. Are acolo, deci primăria a făcut un depozit acolo de moloz și plus alte gunoaie ce au donat acolo. În urmă unor reparații la niște clădiri. Și astea reparații s-au făcut anul trecut în primăvară. Deci au un an și jumătate. S-au putut vedea niște rezervoare, un deci, dezastru total. Nu administratorul știu. De domeniu public este primăria, inclusiv rezervoarele alea. Vă dați seama, dacă vin cineva de la Garda de Mediu și găsesc acolo conductul aia tăiate cu rezervoarele, cu combustibilul ăla acolo, e jale. Pentru a strânge acele gunoaie, cu cine are făcut contract primăria? Nu are cu nimeni. Nu are cu nimeni? Nu are. Dacă deci făcea, noi, dacă făcea contract cu noi, eram obligați să tăiem. Nu era niciun fel de problemă. Nu conductele care sunt astea, dar molozul. Molozul și toate cele. Normal, în timpul eliberării din autorizație, înainte de a elibera autorizație de demolare sau de reparație, de construcții și tot absolut, o parte vin la noi, trimis de primărie să facă contract pentru transport deșeuri din urma rezultatelor, urma construcțiilor. Acolo a făcut primăria și v-am spus dacă, probabil că dacă lasă până la anul va fi gazon pe el. E responsabilitate? Este irresponsabilitate, nu responsabilitate. Nu, asta am întrebat. Irresponsabilitate? Irresponsabilitate. Revenind puțin la lupta care va începe cât de curând, spuneți-mi dacă nu vă este teamă de postul local TV Rădăuți, o televiziune care este condusă de primarul, care este controlată, mai bine zis, de primarul municipiului Aurel Olareanu. Sincer să vă spun, nu. Pentru că eu zic că sunt cam 15 ani decât pe postul acesta de televiziune, toată ziua domnul primar nu este vinovat și arată cu degetul către altcineva. Și în special către servicii comunale. Adevărate și lucruri mai puține. Neadevărate în proporție de 95%. Eu nu spun, câteodată mai are și dreptate, și noi greșim, suntem oameni. Dar nu mi-e frică, pentru că marea majoritate a cetățenilor din municipiul Rădăuț mă cunosc, știu ce am făcut în Rădăuț și am să fac o campanie mai mult pe teren decât la televizor și n-am să promit niște lucruri irealizabile. Irealizabile, am să spun exact ce pot face și pe termeni. Scurt și obiect. Nu discutăm din niște probleme care, să spun, domnule, cum a promis în campanie domnul primar, că le dă la pensionari 2 luni apă gratis și acum le-a dus-o la 3 lei, la 4 lei sau cât e metru cub de apă. A scumpit-o, vă dați seama. E diferența destul de mare de la promisiune până la fapt realizat pentru oamenii la care le promiți ce ai tu de le promis în campanie electorală. Bun,
Spuneți-mi care ar mai fi problemele pe care le are în acest moment municipiul Rădăuți. Pentru că sunt convins că doar o mică parte din ceea ce am prezentat noi există la nivel, la nivel de municipiu. Țin să precizez înainte de a discuta următorul aspect, că Rădăuți are și părți bune, multe părți bune. Și ne mândrim cu părțile bune ale Rădăuțului, dar asta nu înseamnă că trebuie să mușamalizăm părțile proaste ale Rădăuțului. Tocmai de aia sunt convins că vom mai avea emisiuni despre Rădăuți în care vom arăta și părțile bune, dar părțile proaste nu trebuie ascunse. Deci părțile care nu sunt bune trebuie îndreptate și făcut ceva cu ele. Categoric, chiar pentru care sunt bune trebuie continuate ca să fie și mai bine pentru rădăuțeni. Asta trebuie făcut. Într-adevăr, sunt, de exemplu, s-a dezvoltat industria în zona noastră, știți, s-au mai creat locuri de muncă. Din diferite sondaje, din câte știu eu, cetățenii cam doresc locuri de muncă, mai multe. Locuri de muncă, primăria nu poate să scoată la licitație locuri de muncă. Prin locuri de muncă, primăria poate să facă parteneriate, să stimuleze investitorii ca să vină, și numai venind investitori să dezvolte industria și să se realizeze locuri de muncă. Cea mai mare doreanță, și vă spun sincer, eu primesc peste 20 de telefoane zilnic de agricultorii municipiului Rădăuți și mă roagă să fac ceva ca să scadă prețul apă. Deci sunt cetățenii municipiului Rădăuți care la ora actuală rămân datori și nu pot să-și plătească apa. Deci e o problemă. Nu e, da, o sumă mare. Domnule Tătar, ce vreau să vă întreb? Dumneavoastră, nu putem spune că sunteți om politic, dar sunteți un tehnician foarte, foarte bun și cunoașteți majoritatea problemelor Rădăuțiului sau a rădăuțenilor. Care este motivul pentru care candidați la primărie? Deci motivul care candidez eu la primărie nu este ca un politic. Eu n-am să fac tocmai politică. Tocmai de-aia spun că nu sunteți un politic, dar sunteți un tehnician politică. Foarte bun și asta s-a dovedit din experiența noastră și din... Eu vreau să fiu administrator. Un administrator pentru care rădăuțenii într-un mandat o să mulțumească sau nu o să mulțumească pentru ceea ce am făcut. Și vreau să le demonstrez la rădăuțeni că nu ce am făcut eu la servicii comunale, nu spun că am făcut destul de bun și toate lucrurile sunt roz, avem din dreptat multe lucruri acolo. Deci rădăuțenii trebuie să sunt în siguranță în oraș și trebuie să aibă utilitățile, că asta utilitățile nu este un lux, este o necesitate. Da, așa este. Trebuie să aibă curățenii în municipiul Rădăuți, trebuie să aibă niște parcuri care sunt și trebuie îngrijite și mai multe lucruri care sunt plus asfalturi. Discutăm mai multe despre aceste probleme după ce vorbim cu doamna Andreea Colibaba din Rădăuți, sărumâna. Bună seara. Vă rog, doamna Colibaba. Aș avea o întrebare pentru domnul Tătar. Locuiesc la ANL, mi s-a dat acum aici în folosință și mi s-a spus că dacă nu ne înscriem în asociația de proprietari, nu ne sigilează apometrile. Este adevărat? Nu știu. Eu vă spun că noi avem o convenție cu asociațiile de proprietari, SC Servicii Comunale, în care noi în oraș până acum nu i-am sigilat apometrile. M-ați auzit? Da. Și deci atunci la cine să mergem? Întrebăm, nu. Dar spuneți-mi dumneavoastră unde o să plătiți când vă dă drum la blocanile la apă. Ca acetul am înțeles că nu primesc și nu încasează ei direct. Probabil că o să trebuiască să intrați într-o asociație acolo. Sau nu știu cum. Deci, da, dacă că sunteți, câți locatari sunteți mutați în apartament? În apartament? În apartamente. Sunteți mulți? Mutați? Păi suntem 20 de apartamente. Nu, dar cât sunteți mutați? Câte apartamente sunt locuite din aceste blocuri, doamnă? Încă nu sunt locuite toate. Nu știți cam câte? Pentru că vă spun de ce. Acetul nu face contracte individuale. Acetul face contracte cu asociația de proprietari. Ei bine, în momentul în care mai multe apartamente sunt locuite din acel bloc, puteți face o asociație de proprietari. Iar în momentul în care s-a făcut asociația, acea asociație din care dumneavoastră faceți parte își face un contract cu acetul, dumneavoastră plătiți... Ce lucruri trebuie să facă pentru gunoi și termoficare? Pentru gunoi și termoficare? Deci, doamnă, haideți să clarificăm acum, poate ne aude și mai mulți care beneficiază. Faceți un tabel. Da. Apometrile cine le-au montat? Dumneavoastră? Nu, apometrile le-au montat domnii care au făcut deci bloc. Deci vă trebuie... copii după verificările metrologice, când vă dat apometrele. Da. Un tabel
și copiile alea și veniți o persoană la mine și o rezolvăm. Da. Da? Deci un tabel cu 5, 10, cât sunteți acum acolo. După aceea o să faci pe diferență. Vă da drumul la apă? Încă nu. Probabil că zilele astea o să vă dea drumul la apă. Deci bine, veniți la mine contabil și o rezolvăm. Faceți un tabel, toți locatarii care v-ați mutat deja în bloc, faceți un tabel nominal, mergeți cu acel tabel la domnul Nistor Tătar la Servicii Comunale și problema se rezolvă, problema noastră, bine? Da, mulțumesc frumos. Să rămână doamna Colibaba. Bun, revenim la faptul că dumneavoastră candidați pentru a fi administratorul acelui oraș și sunt convins că majoritatea, având în vedere că sunteți directorul Servicii Comunale, știți majoritatea problemelor din oraș, problemelor existente și problemelor care se pot rezolva într-un timp util și cu bani rezonabili, să spun așa, cu o sumă rezonabilă. Spuneți-mi dumneavoastră... Deci... colaborarea, dacă voi ieși primar, bineînțeles, sub guvernatorul Rădăuțenii, eu zic că va fi o colaborare între Consiliul Local și Executiv foarte bună. Ceea ce primar. E imperios necesar pentru ce buna funcționare a unui oraș, pentru că primarul degeaba e primar dacă nu se înțelege cu consilierii care fac cam trebuie tot. Trebuie să ține cont și de părerile consilierilor și o să vină și consilierii cu... Eu așa văd lucrurile. Consilierii cu inițiativă, că și ei vin din anumite circunscripții electorale și cetățenii care i-au votat pe dumnealor, o să aibă și aici niște probleme, nu poți să spui numai în Consiliul Local numai probleme care vrea să le azeze primarul, trebuie să spui și niște probleme care vrea să le azeze și consilierii. Deci eu zic că o să fie o colaborare foarte bună, o să căutăm să dezvoltăm cât de cât orașul și din punct de vedere economic și o să căutăm să începem dintr-un capăt să luăm pe probleme de modernizare, asta înseamnă alimentări cu apă, canalizare, asta înseamnă după aia trebuie făcute șanțuri. La noi sunt o zonă în Rădăuță în care drumurile încă sunt pietruite și trebuie rezolvată problema cu... Sunt foarte multe drumuri pietruite și dacă vorbim doar acelea care ies din Mihai Viteazu către Luncă, cum se zice, vorbim și partea asfaltă de pe unul mai sunt, foarte multe. Exact. Dar noi le pot face într-un an, dar trebuie făcut un program. Păi eu vă spun că... Există un astfel de program la ora actuală în primăria Rădăuță? La ora actuală în primăria municipiului Rădăuță nu există nicio strategie, nimic absolut. Nu se știe de azi pe mâine ce să faci. Păi cum să realizezi ceva dacă nu știi de azi pe mâine ce trebuie să faci? Scurs și obiect, v-am spus. Vedeți problema blocului ANR de un an de zile. Problema asta se putea rezolva într-o lună jumătate. Deci zicem că a venit iarna și nu s-a putut realizarea acordul termic și electric. Dar din luna aprilie, mai, iunie, vedeți că acum vine iarna următoare din și nou, nu s-a rezolvat problema. Din nou, este problema în piață. Păi nu vă spun, în piața municipiului Rădăuță este dezastru. Și cetățenii suferă. Deci este dezastru acolo. Nu știe cine taie bilete, cum taie, de câți bani, ce este acolo, vă spun, nu știe nimeni. Cine a administrat la piață? Primăria. Da, dar am înțeles că este un domn din Suceava, am înțeles. Și vine o dată pe săptămână. Mm-hmm. Nu știu cum vine, cum e plătit, nu știu cum e, dar vă spun, sunt probleme. În obor, la fel. Când a fost data trecută la dumneavoastră, e obor, să n-ai grup sanitar, să merg oamenii, plătesc bilet acolo, nu le asigur pentru biletul ăla, păi mă trebuie să le asigur un minim necesar la oamenii aia care plătesc un bilet. Pentru și plătesc că e bilet. Păi, piață, obor, piață de mașini și vinerea cum se face la Rădăuți cu celelalte. Avem la Rădăuți, avem la Cumpărătura, mai este undeva în județ? Eu nu știu să mai fie. Cred că deci sunt două locații în județ și noi, din punctul ăsta de vedere, ne cam facem de mândră minune. Păi, e o problemă. E o problemă destul de gravă. Iar după aia, rădăuțenii trebuie să știi, să-i conștientizăm, să le reparăm, să-i ajutăm. Deci vă spun, deci sunt, acum apar probleme la locuințe, apar probleme la acoperișuri. Păi vă dați seama ce este în zona Mihai Viteazu, acolo toată țigla este praf și tot absolut. Trebuie găsit soluții ca să repare. Să vedem cum facem, nu bani toți de la primărie, găsim constructori, primărie, niște oameni de afaceri, să rezolvăm ceva. Păi dacă este, în general, vă dați seama, nu stau cei cu mulți bani la ultimul nivel. Da, deci stau cu cei cu mai puțini bani și cu familii mai numeroase. În momentul când este o familie cu 3 copii și chiar 2 salariați, deja este o problemă. La costul actual este o problemă. Așa și este. Trebuie să rezolvăm problema asta. Îl avem pe domnul Chițan Gheorghe din Rădăuți la telefon. Bună seara, domnule Chițan. Bună seara. Vă rog.
Aș vrea să-l întreb și eu pe domnul Tătar. Spune-ți, vă rog. El crede că dacă o să ajungă primar, o să rezolve cu piața? Vă garantez. Prima nu ceva, domnul Tătar, eu vă cunosc, dumneavoastră cred că mă cunoașteți. Vă spun eu 100% că nu o să rezolvați. Eu vă spun că dacă nu rezolv... Nu se poate. După ce se poate. Nu se poate. Ba da, veniți la mine să vă... Sunt soluții. Sunt soluții, nu vă faceți probleme. Domnul ministru, nu se poate. De ce? Că nu se poate, că nu se poate. Eu vă spun că vă dau... Dacă ies primar și nu rezolv problema pieței în 3 luni de zile... Vă dau hârtia mea în alb, că plec domnul de acolo. Tătar, bine, uitați-vă, poate da Dumnezeu și o să mai trăiesc. Sigur. Și eu am să vă aduc aminte. Chiar să-mi aduceți aminte și vă rog că frumos. Vedeți că nu se poate cu piața. Eu vă spun că deja am o schiță și am soluții. Eu știu la ce vă referiți dumneavoastră. Dar am soluții pentru toată lumea. Da, deci, nu se merge dacă principiul... mai aveți o altă întrebare, timpul ne cam presează, domnul Chiță. Vreau să-i spun acum, eu nu am cu politica, dar au fost domnul Nistor și cu domnul Maierean odată, acum, săptămâni, la dumneavoastră sau la TV Bucovina, nu știu. Nu, aici a fost, da. Așa, și știți că era vorba de lumina din oraș, când s-a luat lumina da, din oraș. Da. Ați spus dumneavoastră și domnul Maierean că domnul Olarean nu rezolvă în seara aia cu lumina. Ați văzut că o rezolvat în seara aia? Păi nu a rezolvat-o domnul Olarean. Domnul Flutur a rezolvat-o. Păi nu știu cine. Păi vă spun eu. L-a pus pe domnul primar, a luat dispoziția de plată cu 142.000, 1.500.000. Da, știu. A dus-o la Suceava, a achitat 1.500.000 și le-a promis la oamenii respectivi că până pe 30 le dă diferența de încă 1.000.000. Și nu le-a dat încă nici în ziua de astăzi. Asta v-am spus așa la dumneavoastră. Nu, da. Nu, diferența de 1.000.000 nici acum nu a dat-o. S-ar putea să aibă probleme. Încă sunt multe probleme de uz care sunt nu... Așa este, domnul Chițan. Vă mulțumim pentru intervenția, telefonică. Toate cele bune, la revedere. Numai bine, la revedere. Domnule Tătar, fraza de încheiere, timpul deja ne presează concluziile pentru această emisiune. Concluziile, în primul rând, mă bucur că dacă o fi adevărat știrea că vine contractul pentru acordul termic la ANL și începem să astupăm găurile, plombele, să le facem la asfalt, în asfalt, ăsta e un lucru foarte bun pentru Rodren și pe mine, sincer, mă bucură treaba asta. Și ce să vă spun, dumneavoastră? Lupta continuă, adică o luptă în condiții civilizate, pe idei și tot absolut și eu o să... V-am spus, rămânând la ideea cu aceste două contracte care se pare că s-au regăsit între mormanul de hârtii de pe birourile oamenilor care într-adevăr sunt prinși în tot felul de activități și de contracte, noi vom veni mâine la dumneavoastră să verificăm, să vedem dacă este adevărat și dacă acel contract este semnat de nu știu cât timp și a fost trimis către dumneavoastră și așa mai departe, să vedem dacă într-adevăr s-au rezolvat aceste probleme, să vedem hârtiile, să vedem negru cu plăcere. Și să sperăm că... Sperăm că promisiunile se transformă în realitate. Așa să ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru prezența în platoul emisiunii mele. Sper ca să ne auzim cu vești tot mai bune pentru rădăuțeni. Sperăm să fie, nu contează din partea cui vine, să vină vești mai bune pentru rădăuțeni cu realizări și vă mulțumesc pentru invitații. Iar dumneavoastră, stimați telespectatorilor, că m-au suportat și m-au ascultat. Că v-au ascultat, că de suportat a fost greu, având în vedere că a fost o emisiune foarte, foarte activă. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Pentru acea parte de rădăuțeni pe care i-am dezamăgit cu prestația mea, le cer scuze. Eu iubesc Rădăuțiul și sunt convins că și părțile bune pot fi scoase la iveală. Le-am arătat de mai multe ori, iar cei care ne-au urmărit pot ține minte că am arătat și părțile bune ale rădăuților. Avem și părți proaste, din păcate, le arătăm tocmai pentru ca cineva să se sesizeze și să facă ceva în această privință. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne vedem luna următoare, din nou cu subiecte la fel de incitante pentru dumneavoastră, din nou cu rezolvări ale problemelor. Suntem mulțumiți că în această seară două probleme ale rădăuțenilor au fost într-adevăr rezolvate, două contracte au fost încheiate, iar rădăuțenilor le va fi mai bine.
pe luna următoare și nu uitați că soarele se poate reflecta și într-o mocirlă, asta nu înseamnă că o face să strălucească. Așa că, domnilor, fapte nu vorbe. La revedere!